Actuala coaliție de guvernare a votat împotriva constituirii comisiei de anchetă privind datele din pandemie. Astfel, parlamentarii coaliției PNL-USR plus UDMR admit cu cinism că guvernarea lor minte și cu premeditare ascunde adevărul. Oare de ce parlamentarii puterii refuză o cercetare transparentă a datelor despre pandemie? Votul de astăzi adâncește catastrofal lipsa de încredere în instituțiile statului și va avea efecte devastatoare inclusiv în privința vaccinării și combaterii pandemiei. Fiecare parlamentar care a votat împotriva constituirii comisiei este un complice al celor care vor să-i țină pe oameni în minciună și teroare. Probabil că se simt vinovați. Au știut că se ascunde ca să... Credeți că protejează ilegalitatea? Da, pe undeva da. Nici ei nu sunt siguri, nici lumea nu e sigură. Poporul român nu e sigur de pandemie. Dacă există sau nu există. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă ar afla românii că au mințit? Cu datele, cu decesele. Păi asta ar fi o catastrofă. Adică și-ar pierde definitiv încrederea în conducerea țării. Numărul morților de COVID ar fi mai mare decât cel raportat oficial. PSD a cerut cu insistență crearea acestei comisii pentru că era obligatoriu ca românii să afle de ce nu au fost raportați peste 3500 de morți, adică 18,2% din totalul celor 29.034 de morți COVID raportați oficial în România. S-a făcut foarte, foarte multe măgări și s-au introdus datele mincinoase cu anumite scopuri. Pentru că a putut să angajeze pe cine vrea, având număr mare de infectați sau număr mare de morți, să facă ce vor ei cu banii și să nu întrebe nimeni unde sunt banii. Și de aia s-a făcut. Iar acum, dacă iese, bine ar fi să fie și dreptate. Cine a greșit să plătească? Ca să plătească! Din acest moment, cuvintele precum adevăr, transparență, onestitate sunt o adevărată blasfemie în gura oricărui reprezentant al puterii.